1 ianuarie, cetățenii români și bulgari au acces nerestricționat la piața muncii din Austria, Belgia, Malta, Luxemburg, Olanda, Spania, Marea Britanie, Franța și Germania. 6 ianuarie, fostul premier Adrian Stase a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru luare de mită în dosarul Zambaccian. 20 ianuarie, un avion a executat o aterizare forțată în munții Apuseni la o altitudine de circa 1400 de metri lângă localitatea Petreasa, la limita dintre județele Cluj și Alba. Avionul pilotat de Adrian Iovan transporta o echipă de 5 medici de la București la Oradea. În accident au murit pilotul și studenta la medicină Aurelia Ion, iar copilotul Răzvan Gabriel Petrescu și 4 medici, Sorin Ianceu, Valentin Calu, Radu Zamfir și Pavel Constantin Pipniceru, au fost grav răniți. 22 ianuarie. Comisia Europeană a prezentat la Bruxelles raportul asupra României și Bulgariei în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Bilanțul instituțiilor cheie din domeniul judiciar și în materie de integritate a rămas pozitiv, în ciuda unor circumstanțe uneori dificile. A continuat adoptarea unor modificări legislative necesare și îndelung așteptate, iar spiritul de cooperare dintre instituțiile judiciare și Ministerul Justiției contribuie la soluționarea problemelor de ordin managerial. În acest sens, situația beneficia de atmosfera mai calmă din punct de vedere politic din ultimii ani, a spus Mark Gray, purtătorul de cuvânt al executivului comunitar. 24 ianuarie, foștii miniștri Jolnod de la UDMR și Tudor Chiuariu de la PNL au fost condamnați penal pentru abuz în serviciu la 4, respectiv 3 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei. 29 ianuarie, omul de afaceri Gruia Stoic a fost reținut, apoi a doua zi arestat preventiv, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în legătură cu o licitație organizată de complexul energetic Oltenia. 30 ianuarie, fostul ministru Relu Fenechiu de la PNL a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru infracțiuni de corupție în dosarul Transformatorul. 30 ianuarie, Elena Udrea anunța că s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară din dorința de a revigora opoziția la USL și de a continua proiectele începute de Traian Băsescu.